Hei, salut! Astăzi vom face un test de română ca să vedem cum stăm cu vocabularurile. Prima întrebare. Ce înseamnă oacheșă? Oacheșă. A. Ochioasă. B. Curioasă. C. Brunetă. D. Drăgălașă. Păi, pe scurt, nu știu. Dar dacă stau să mă gândesc, oacheșă sună ca... sună genul de persoană care, nu știu, îți place să pui ochii pe ea, care toți ochii sunt pe ea, poate, care e plăcută ochiului, adică m-aș gândi drăgălașă. Ochioasă e răspunsul evident, bineînțeles, A ar putea fi ochioasă, dar nu cred că se ar chema. Cred că există deja cuvântul ochios, deci ar exista alt cuvânt pentru aceeași chestie. Păi, se cheamă sinonime, Paul, dar în fine. Curioasă, nu știu, brunetă, de ce ar fi oacheșă brunetă? Ce legătură are? Probabil că nici nu are legătură cu ochii. Zic eu cu ochii, dar probabil de la complet altceva. Dar nu știu. Am să zic de drăgălașă. Răspuns greșit. Era brunetă, ok? Oacheș înseamnă brunet. Hai să vedem definiția. Cu pielea feței de culoare închisă și cu ochii părului și sprâncenele negre. Brunet, brun. Sau poate să mai însemne cu pete negru în jurul ochilor, despre oi. Vezi? Ok, am învățat un cuvânt nou, vedem cum îl integrăm în vocabulare. Hai să vedem următoarea întrebare. Numărul 2. Lux este o unitate de măsură. Care este pluralul corect? Stai, lux este o unitate de măsură? A. Luxe. B. Luxații. Ce luxuri de lușchi. Da, în primul rând nu știam că lux este o unitate de măsură, nu știu ce anume măsoară, iar pluralul lui, habar n-am care ar fi, dar dacă ar fi o unitate de măsură, cum ai spune? Kilogram, kilograme, litru, litri, tonă, tone, lux, luxe, după logica asta, pentru că alta n-am. Răspuns final A. Răspuns greșit. Era luxii, luxii, luxii. Ia să vedem și în dicționar. Lux, unitate de măsură a iluminării. A, da, mă, de la lumină. Nici n-am realizat, m-aș fi gândit lumen sau ceva. Egală cu iluminarea unei suprafețe care primește un flux luminos de lumen. Uite, un lumen. Am zis lumen, știam eu ceva acolo. Repartizat uniform pe o arie de un metru pătrat. Pe o arie de un metru pătrat, ăla este un lux. Și la plural este într-adevăr lux. Na, putea să fie și luxe, nu cred că am fost atât de departe, pot să primesc, nu știu, un sfert de punct la întrebarea asta? 3. În ce dată sărbătorim ziua limbii române? Doamne, nu știu, o să primesc 0 la testul ăsta, nu? Habar n-am. 19 noiembrie, 20 martie, 19 martie, 31 august. Deci, nu știu, hai să încerc să mă gândesc pe la școală. Dacă am avut vreodată poate am avut vreo sărbătoare, vreo serbare în ziua aia vreodată. Dar nu țin minte să fie avut. Asta ar putea însemna că este undeva într-o vacanță sau poate pur și simplu n-am fost eu un elev foarte atent. Nu știu în ce dată, în noiembrie, martie, martie, august. 31 august e măcar, nici măcar asta nu știu. Nu știu câte zile are august. Vreau să zic 31 august, dar mi-este teamă că august are doar 30 de zile. Pe urmă mă fac și mai urât de rușine. Aș putea să calculez câte zile are martie. Era o regulă cu chestiile astea, deci ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie. August pare să aibă, august e fix la mijloc, cred, unde se pupă alea. Bă, cred că are 31 de zile august, așa că am să zic de am să merg la risc și dacă greșesc, asta este. Răspuns corect, bă, chiar am nimerit, ești nebun? Poate am avut dreptate cu logica mea pentru că n-am avut nicio sărbare la școală, de-aia era în timpul verii. Și uite, mai zice aici că 19 noiembrie este ziua internațională a bărbatului, nici asta nu știam. 20 martie ziua internațională a fericirii. Am uitat, nu știu ce am făcut pe 20 martie, sper că am fost fericit. Și 19 martie ziua internațională a sportului. Ok, oare cine decide toate zilele astea internaționale? Ar merge un film făcut despre asta. Asta e o idee bună, ar trebui să-mi o notez. Nu uit eu. Hai la următoarea întrebare. 4. Ce au în comun cuvintele elevele, lupul, capac, etate, soios? Uite, în sfârșit o întrebare la care pot și eu să răspund. Toate sunt palindrome, palindromuri. Uite, dacă mă întreba care este pluralul la cuvântul palindrom, n-aș fi știut să răspund. Dar știu că astea sunt toate palindrom, adică se citesc la fel pe dos. Elevele pe dos e la fel, lupul e lupul, capac e capac, etate e etate, soios e soios. Și epurașul ușa rupe este de asemenea epurașul ușa rupe și pe dos. Nu e aici, asta o știam eu. Așa, aveam variante, sunt epitete, sunt palindromuri, sunt personificări, sunt imprecații. Sunt imprecații. Păi nu știu ce sunt alea imprecații, dar din fericire știu ce sunt alea palindromuri și acum știu și pluralul. Așa că răspuns final B. Răspuns corect. Și zice, sunt palindromul pentru că epitetele exprimă acele înșiruri ale obiectelor care înfățișează imaginea lor așa cum se reflectă în imaginea scriitorului. Personificarea este figura de stil prin care lucrurilor obiectorului se atribuie însușiri umane. Asta țin minte. Asta era cea mai ușoară figură de stil de ținut minte la școală. Iar imperfecția
figură de stil prin care se exprimă sub formă de blestem dorința pedepsirii unei persoane. Ok, de asta n-am auzit, asta nu mi-a predat-o la școală. Iar palindromurile sunt cuvinte care se pot citi la fel atât de la un capăt cât și la celălalt. Asta știam, asta am zis și eu, următoarea întrebare. 5. Cine a scris poezia Zdreanță? Este o poezie de aia renumită, nu? Pentru copii cumva? Sună foarte familiar, dar nu cred că știu. George Coșbuc, Tudor Arghezi, Ion Minulescu, Barbu de la Vrancea. Tind să cred că Coșbuc, dar nu sunt deloc sigur, Coșbuc sau Arghezi. Despre Ion Minulescu și Barbu de la Vrancea știu foarte, foarte puțin. Coșbuc mai citeam când eram mic, era poetul meu preferat când eram la școală. Mă rog, în măsura în care aveam poeți preferați, că nu... Dar mai citeam, dacă îi vedeai acolo, aveai cărți prin casă și Coșbuc îmi plăcea cel mai mult, avea o schemă de rime foarte interesantă, că nu știam eu neapărat să apreciez, eu știu, metaforele sau alte chestii. Iar Tudor Arghezi, posibil să fie și Arghezi. Asta mereu îl confund cu Alexandri, dar acum gata, știu cine e Arghezi. A scris poezia aia cu furnicile, cu furnici, nu a scris el aia cu de ce mă strângi în pumnul meu și a scris el ceva cu furnici sau ceva. Ăsta pare genul care scrie despre animale. Coșbuc scria mai mult despre istorie și regi și chestii și, eu știu, natură și război și de-astea. Zic și eu B. Și el a răspuns corect. Bravo, mă, Paul, uite, am să mă bat pe spate. Arghezi, hai să citim poezia. L-ați văzut cumva pe Zdreanță, cel cu ochii de faianță? Asara. E un câine zdrențuros, de flocos, am voie să zic asta? De flocos, dar e frumos, parcă-i strâns din petice ca să-l tot împiedice. Da, este o poezie despre un cățel foarte drăguț. Dar de ce are ochi de faianță? Are oare rabie? Asta nu cred că e bine să aibă ochi așa. Nu știu, poate zice mai târziu în poezie, dar nu aflați voi, noi trecem la următoarea întrebare. 6. Care dintre cei 4 poeți avea profesia de medic? Grigore Vieru, Vasile Voiculescu, Alexandru Macedonski, Mina Decu. Habar n-am. Nu știu nimic despre niciunul dintre acești poeți. Este mult, depășește mult cunoștințele mele această întrebare. Nu știu, n-am nici cea mai vagă idee. Am să zic Macedonski. Parcă am o asociere cumva în cap între Macedonski și medicină, nu știu de unde. Parcă vag sau poate mă înșel, poate doar mi se pare mie că am văzut acum întrebarea, dar habar n-am. Am să zic ce. Nu, era complet greșit, Vasile Voiculescu. Nu știam asta. Hai să vedem Vasile Voiculescu. Vasile Voiculescu a fost un scriitor și medic român. În domeniul literar s-a distins în principal ca poet, dramaturg și prozator. Foarte frumos, uite, un om foarte deștept și doctor și poet. Am învățat ceva nou, următoarea întrebare. 7. Ce înseamnă cuvântul zapis? Nu știu deloc, dacă mă lași așa habar, n-am mai citit variantele ajutătoare, poate mă ajută cu ceva. A. Clopoțel de sanie. B. Piață inscripționată. C. Document. D. O râpă alunecoasă. Ar exista un cuvânt pentru o râpă alunecoasă? Și asta este un cuvânt românesc, vrei să-mi spui? Mamă, tu îți dai seama la Scrabble, nu te-ar crede nimeni. Clopoțel de sanie, pare să fie clopoțel de sanie, dacă mă iau așa doar după cum sună cuvântul. Știi că pare așa un cuvânt mai jucău și ei sunt cu z, uite, fac zgomot, zap, 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 zap. Piatră inscripționată, bă, sună, ar putea fi și asta, sună ca un fel de, nu știu, amuletă magică, ca un fel de chestie de genul ăsta, ceva ce folosești într-un ritual, într-o vrajă, într-o magie, ceva ce vezi în Harry Potter. Document, putea fi și un document, eu știu, un stil de document. Habar n-am. Am să zic primul care mi-a venit în minte, A. Clopoțel de sanie. Document. Dovadă scrisă. Hai să căutăm și pe Dex. Da, pe Dex scrie zapis, document, dovadă scrisă, act. Din SL, zapisul. Nu știu ce înseamnă SL. Un cuvânt foarte bizar pe care nu-l folosești niciodată. Foarte bun la Scrabble, din nou menționez. Z-ul valorează multe puncte și noi trecem la următoarea întrebare. 8. Care este felul de mâncare pe care capra lui Ion Creangă nu l-a gătit pentru lup? A. Plachie. B. Alivenci. C. Chiftele. D. Pască cu smântână și ouă. Întrebare foarte interesantă, din păcate habar n-am. Hai să ne mai uităm o dată mai atent. Deci, care este felul de mâncare pe care capra lui Ion Creangă nu l-a gătit pentru lup? Bă, nu mai țin minte partea asta din bas cu ce a gătit, nici nu știam dacă m-ai fi întrebat că a gătit capra ceva pentru lup, dar dacă ne gândim ce ar fi putut să gătească, ce ar fi scris Creangă că se mânca pe vremea aia, adică toate par plachie și alivenci. Nici nu știu ce salea, să fiu sincer cu voi, dacă era întrebarea aceea, plachie sau alivenci, n-aș fi știut să răspund. Chiftele știu ce e chiftelele și știu ce este și pască cu smântână și ouă. Dar îmi imaginez că într-un basm, de obicei, vorbele au așa o muzicalitate în ele și dintre toate astea, plachie, alivenci, chiftele sunt așa scurte, ar putea fi formulate, eu știu, băgate așa într-un rit poetic. Pe când pască cu smântână și ouă, mi se pare ciudat să zic asta în basm, știi, fix asta, pască cu smântână și ouă. Și pe urmă capra s-a dus și a gătit pască cu smântână. E cam mult. Așa că am să zic D, dar nu știu. Dar zic D. Nu, greșit.
era chiftelele. Avem și pasajul: și așa zicând, pune-n poale în brâu, își suflecă mânicele, ațâță focul și s-apucă de făcut bucate. Face ia sarmale, face plăchie, face alivenci, face pască cu smântână și cu ouă și fel de fel de bucate. Da, era o enumerare așa și asta era ultima din propoziție, mai era și asta o variantă. Da, asta este. Cred că am răspuns corect la vreo jumătate din ele până acum. Hai să trecem la următoarea. Câte mai avem? Nu, asta a fost ultima. Ce bă, și măcar atâta n-am putut să trec testul elementar de a ști când se termină întrebările. Oricum, interesante întrebările. Spuneți-mi voi cum v-ați descurcat și da, nu știu. Cum stați cu limba română? Ați învățat ceva? Eu am învățat ceva în acest test, sper că și voi la fel. Nu uitați să vă abonați, poate ajungem și noi la 100.000 de abonați, să mai primesc și eu un premiu ăla doar pentru ego-ul meu. Și da, urmăriți-mă pe Facebook, Instagram, toate alea în descriere. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!